Gata, iepurașul, hai, uite, treci, că uite, ți-a terminat căsuța, mă. E... Să vii să faci inaugurarea. Hai că pentru tine mi-a dat dracu mânuțele astea fine, mă. Uite, treci, mă, cu acel, auzi, hai că uite, ți-am pregătit și cina festivă, ia-te ia. Un morcovel. Bă, tu n-auzi, eu cu cine vorbesc? Dar nu mai urla așa, că nu sunt surd. Uite, am venit. Să nebunesc, că... Unde ești, mă, că nu te văz? Păi ridică-te și întoarce-te cu fața dacă vrei să mă vezi. Zice, ce dracu faci, mă, acela? Du-te de aici, ca-n treabă. Bă, tu ești idiot, tu m-ai chemat adineori. Dar ce faci aici? Îți faci căsuță? În sfârșit o stai și tu propriu acoperiș deasupra capului. Dar nu-i cam mare pentru tine, va? Și cum o să o încălzești? O pui direct pe foc? Oalea, baba! De ce dai pe nemernicule, că era o glumă? Nemernic, ha? Bă! Faci joc de mine mereu, bă, măcarule! Dispar, Daci! Dispar, că te găsești, da! Dai drumul, că dacă mai vii înapoi, dacă nu te țuflu botul ăla, îți fac picioare ca la rață, auzi, așa-ți fac degetele. Bine, măcarule, bine! Iar mă persecuți, las că vezi tu! Mamă, cum mi l-am înfic direct în fund. Scuze-mă, mi-a trecut de telefon. Iete! Ce, bă? Alo, mămica, să rămână! Dam să nu... să-ți spun că iar mă persecută mârlanul! Și ce-mi spui mie? Urăște-l umă să mare, că e destul de autoritară, n-ai văzut? Să mai rezolve și ea problemele, că de-aia e părinte de mârlan. Da, mămică, dar nu mai în București. Știi foarte bine că a plecat. Marș și cheamă înapoi. Și când vine să mă anunci că trebuie să ieși cu ea. I-am promis că o scot la niște mușculăși. Uf, de ce arde lu' asta? Mârlănele, poți să intru? Mârlănele, ți-a trecut? Cap de ăla. Era să faci ceiuțul. Ceiuț. Și niște sembișele. Acum plec. Că s-a întors o prietenă mea și am puțină treabă. Să fii cu minte. Am cum să nu fiu? Ei, ai, dar nu vrei. Ești conștient că în altă parte nu o să fii tratat mai bine ca aici. Păi ce faci tu toată ziulica, mă? Lenevești ca un motan pe burtă? Eu te tratez regește. Ai și libertate. Da, se vede, uite ce libertate. Hai să nu mă enervezi acum, că iertă că sunt cu ei. În loc să mulțumesc că sunt o doamnă cu tine. Dacă era mura de aia dracului care te țineam numai pe pâine și apă, cum era? Dar tu astăzi ai primit la meniu pilafior cu friptură. N-a avut niciun pic de friptură. N-a avut. A avut, dar n-a mai ajuns la tine. Că a ieșit așa de bună că nu m-am putut abține. Ce să-i faci dacă sunt o gospodină senzațională? Dar tu nu trebuie să te plângi, că cardă-te în grașă și tu trebuie să fii filiform, așa, ca italienii, să fii sexos. Uite, vezi, ca să te împac, ți-am adus niște sandvișele cu șuncă. Dar n-are nici un pic de șuncă. E, n-are, și asta a avut, dar s-a dus. S-a dus după fripturică. Pa, te-am pupat. Matescu. Stai. Ăsta dacă mă predai înapoi la baba, că știe că e soția mea. Soprana. Ăsta nu poate să mă refuză, că știe că-l castrez. Dă-mă telefonul. 10 și 23. Stai un pic să nu... Dă-mă telefonul, n-auzi? Oh, poftim. Telefonul care sună, tantălăule.
Mă scuze, astea sună la fel, mereu mă încurcă. Eu sunt. Soprana, scalzone sunt. Fii atent, e o chestiune de viață și de moarte. Să notez că sunt puțin obosit și nu vreau să uit ceva. Ia și notează. Stai că n-am... Ia mă și notează. Niște nemernici îmi ține-o static. Vreau să vii imediat să mă eliberezi. Scalzone vrea să fie eliberat? Alo? Alo? De unde, mă? Ce bou? Bou? Cine ne conduce? Da. Vezi, mă, ce memorie de elefant am? Păi, normal! Și gabaritul la fel. Mi-am amintit și unde mi-am uitat telefonul, numai că l-am uitat. Sper că nu l-ai folosit ca să... Cum să ajung acolo? Ce sunt, femeia elastică? Cam da! Că la câte jalnic prestezi în ultima vreme, numai bărbat nu ești! Atunci de ce nu-mi dai drumul? Ce? Crezi că s-a întâlnit hoțul cu proasta? Eu nu știu că o faci intenționat ca să scapi? Ai vrea tu macaronare? Mark my words. De mine și de moarte. Nu scapi. Păi, nu e același lucru? Auzi, iubito, tu mai tratezi pacienți aici? Din an în Paște, din păcate. Păi, și între an și Paște, nu mi-i împrumut și mie cabinetul ca să mi-l fac sediu de partid? Vrei să-ți faci partid? Păi trebuie. Trebuie, că dacă ești susținut de un partid, ai șanse mult mai mari decât ca independent. Ok, cât îmi dai? Ce să-ți dau? Chirie! Iubito, tu îi ceri iubitului tău? Glumeam, disperatule! Ce cu toate că ar trebui să plătești o chirie modică acolo pentru imagine, ca să se vadă că ești un partid serios, potent. Păi dacă e vorba de o chirie modică ca să se vadă că ești potent, atunci... Sigur, nu e o problemă asta. Poftim? Oh, dar nu poți iau banii așa. Hai, te rog eu. Ne trebuie un contract la notariat să avem o bază legală. La notariat? Ai nebunit? Păi știi ce tarife au jepcarii aia? Lasă-o naibii de imagine, că imaginea partidului sunt eu și ajunge, gata! Dar știi că fără câteva mii de membri fondatori nu te înregistrează. Ai semnăturile? Nu. Dar o să mă ajuți tu să le strâng. Pupăzai nebunit? Păi după ce că îți dau cabinetul mocat, tu mai vrei să mă trimiți și pe stradă să strâng semnături? Măi, Teodora, mă, dar cine a zis că trebuie să te duci pe străzi? Da unde? Ajunge doar să-i pui pe toți petenții aia care vin la Vandan să semneze și într-o săptămână am partid. Și dacă nu vor? Dacă nu vor, nu intru la primar, dă-i măsa de aici! Sau stai așa. Stai așa, că știu o variantă și mai simplă. Iei catastiful gardianului de la intrare, că acolo sunt notate și buletinele vizitatorilor și schimbăm noi antetul. Ce e așa greu? Da, chiar simplu, păi da! Iubitule, eu cred că trebuie să-mi păstrez cabinetul ăsta psiho, că tu chiar ai nevoie. Ok. Rămânem la prima variantă, pentru că nu poți să-ți refuzi iubitul, nu-i așa? Nu. Ba da. Dă telefon. Alo? Ia firmă pe asta. Eu sunt. Alo, să trăiți? Domnul Soprana? Sunt Costeluș, băiatul lui Tanti Frosa. Să trăiți, băiatul lui Baba. Baba? Deranjez? Dumneavoastră și prea cinstita și iubita mămică, niciodată. Cu ce vă putem fi de folos? O mică problemuță. V-aș ruga, dacă se poate, Mârlanul se poartă ca un tiran cu mine și nu mai suport. Vreți să-l convingeți voi să înceteze, că mămica nu vrea să... Aibă pe conștiință, că dânsa rezolvă problemele tranșant. Știm,
Nu vă faceți probleme, se rezolvă. Vorbă. Ia și notează, bătlană. Notează. Notează, mă, n-auzi. Că mai ai o treabă mâine de rezolvat. Mâine. Da, zi. Gogoașă să nu mai fie tratat tiranic. Nic. Stai un pic. De Mărlanu. Stimați telespectatori, sunteți martorii unui eveniment unic pe scena politică românească. La solicitarea a zeci, dar ce zic eu zeci, a sute de milioane de cetățeni, nu am mai putut rezista și m-am hotărât să accept. Voi înființa un nou partid, un partid al oamenilor de bine, justițiari și cinstiți. Denumirea lui va fi Partidul Unității Populare Anticorupție Zorile Armagedonului. Pe scurt, PUPZ! Hai că e de comă! Numele meu e de comă sau cum? Nu, ăla e de pasăre comică. Chestia aia cu Zorile Armagedonului. Dar nu e de comă deloc. E chiar super logic și fundamentat științific, superficialo. Anul 2012 este an electoral și este și anul când se previzionează sfârșitul lumii. Deci, dacă votați PUPZ, 2012 va fi sfârșitul lumii corupților. Ați auzit? Ordinarilor, borfașilor. Dacă vreți să scăpați de judecata de apoi a justițiarului, virați rapid toți banii de lapidați în conturile mele. Adică ale statului, că eu n-am nevoie de bani. Publicitate. Auzi? Da, ai voie să fii înscris în două partide? Dar nu mai sunt înscris în niciun alt partid, dezinformato. Serios? Mm-hmm. Păi și atunci cu carnetul ăla PCR, cu toate cotizațiile plătite la zi, ce e? De unde știi de el? Păi l-ai uitat la mine, pupăzel. Pe vremea când ne jucam de nea Nicu și Leana. Și tu mă băgai în partid. Mult și apăsat. Păi de, dă-mi-l imediat! Cu mare plăcere, dar o să te coste. Cât? N-ai auzit? O mare plăcere. Știi tu, nea Nicu, Leana, secera ciocanu. Când? Nu când. Până când. Până devii președinte. Oh. Zilnic. Deci știți ce aveți de făcut azi? Nu. Cum adică nu? Cum nu? Șeful, îmi pare rău. Știm foarte clar. Băi, am și notat. Mi-aduc perfect aminte că am notat. Deci, astăzi, Scalțone vrea să fie elibera gogoașă, lasă. Să nu mai fie tratat tiranic de Mărlanu. Ce zici, mă? Stai un pic, am uitat, cred că am uitat să pun și... Deci, Scalțone vrea să fie eliberat gogoașă și să nu mai fie tratat tiranic de Mărlanu. Clar, foarte clar! Clar, gata. Ne ocupăm întâi de gogoașe și după aia de Mărlanu. Clar că lumina zile. Hei! Dar de ce ați venit aici? Adică... Pentru că dincolo o să ciocăne slăninosul ăla iară. Că-i face căsuță iepurelui din capul lui ăla sec. Da, bă, dar încă n-a venit. Și era rândul meu să dorm singur. În situație excepțională ți s-a mână rândul. Gura că te găsește, dracii. Da. Și acu liniște că vreau să mă hodin, că eu dimineața am cervit. Nu tai frunză la câini. Dar nici eu nu tai și nu-i cinstit. Gura că te închidem în pivniță. Nu mișcă nimeni! Sunteți scuze să trăiți, dar să știți că eu nu am niciun ban. Ce se scrie în presă, să nu mai minciuni. Și el e polițist, o să vă riscați, să știți. Nici într-un caz nu-s poliția, eu acus. Sunt liber, sunt civilietă. Gura! Dar de ce pe mine? Eu n-am nicio bani. Și să știți că actele casei sunt la mămica, nu sunt la mine. Și o să vă spun mămica și o să vă pedepsească. Umflă-l! Dar de ce dați în drumul? Că-l cunosc pe șeful vostru! Și o să vă spun un șeful! Hai!
Nasul-n pernă. Nasul-n pernă, nene. Da, da, da. Ce vorbești, mă? Băi, ce noroc ați avut! Păi, gata! Gata, gata! Ești liber, ai înțeles? Da! Și să nu mai intri în casă, că dai de dracu! Da, am înțeles! Unde-i Mârlanu? La birou! La birou, hai! Păi și unde dorm? Hai. Are drujba pornită. Bă, știi că venim. Folosim elementul surpriză. Fii atent. Eu te știi tușa. Și tu? Da. Mișca! Mișca! Bă, ce faci, mă? M-a înșelat. Fratule! Fratule, n-auzi? Hai să vii, ce prașule! Ce praș, bă, tu ești stâmpit? Ce oare ta e praș? Avea dreptate, bă! Niciun pic de respect nu mai ai! Nu mai am, bai, că mai am, am! Ui, da. Fratule, ascultă aici! Ce? Dacă te mai dai tiran, dacă te mai dai șef, bă, îți aerisesc creierii! Bagă-l la cap! Tu aici, în club, ești subaltern, băi! Subaltern! Atât? Da! Ai înțeles? Nu, da! Acum, ia-l pe ăsta și hai cu el la mașină! Ce de asta? Tot un bou! Hai! Băi! Un bou? Mamă, îți dai seama cât lemn îmi trebuie să-i fac cu șcălul ăsta? Cum ai dormit pe terasă? Prost! Pe masă! Dar de ce, tante, la ușatului? Pentru că m-au dat afară din casă oamenii lui Soprana. Oamenii lui Soprana? De ce? I-am pus să-l convingă pe Mârlanu să nu mai mă persecute, pentru că tu n-ai vrut să mă ajuți. Și cred că s-au bășicat că le dau ordin. Iauă, s-au bășicat! E să vezi tu ce le sparg eu lor bășicile! Nu-i pace. Au semnat mulți? Da, da. Super, super! Înseamnă că partidul e ca și înființat. Ia. Ce-i asta? Înjurături. Că au crezut că e caietul de reclamații pentru primar. Păi și eu ce fac? Că deja am anunțat înscrierea partidului. De unde iau semnăturile? Cheamă ție telespectatorii. Audiența. Măcar să învăț câteva înjurături pentru campanie. Dragostea mea. Dragul ăsta e mai prost ca mine. Cum n-ai va să refuzi o casă moca pe foamea asta? Mârlane, ești aici? Nu! Poți să intru? Intră! Intră! Dar unde ești că nu te văd? La intrare! Sunt Dragona! Morcovul vorbește! Mârlane! Trezirea! Sunt aici! Aici, sus în picioare! Ridică-te și uite-te la mine! Ce cauți aici, cred? În clubul ăsta ești subaltern! Păi, subaltern? Nu șef! Credeam că e altcineva! Poftește! Intră, prietene! Intră, Barosane! Ce pot să te servesc cu ceva? O carafă de vin, o țuică fiartă, o apă de la genunchi? Mârlane, tu te simți bine? În compania ta tot timpul mă simt bine! Că asta e compania ta, nu? A fost pe aici? Da, dar nu-i nevoie ca să mai revină, că noi ne înțelegem perfect, mă, noi... Nu știi ca frații, Gogule, că ne-a poftit, uite, asta e pentru tine ca cadou, din partea mea e un cadou bio.
poți să-l bagi unde ăsta să-l mănânci pe unde vrei. Bă! Voi nu mai aveți pită respect față de mine, bă? Ei, cum să? Ce ați făcut idioților? N-ați zis că ați rezolvat problema! Ce? Trebuie eu să mă rezolve? Nu pot să mă trebuie, Costel! Ce? Ai pus pe idioții ăștia să-mi omoare odorul, mă nemernicule! Emilia, asta, tante, asta, șefa! Ați zis că v-am trimis să-i omoriți odorul, mă? Nu, șefu, nu, șefu! Noi ne-am dus și am scos băiatul din vilă și atât, am plecat, n-am făcut nimic mucles, nu așa a fost ordinul! A, deci până la urmă ai dat ordinul să-mi scoată copilașul din propria casă! Nu, tante, scalțule v-a sunat și v-a lucrat să... Da, uite, te-a sunat scalțule! Nu mă minți în față, că n-aveți de ușă, sunei! A sunat? A sunat spun? Da! A sunat scalțone? Da! Scalțone... Și ziceai că nu ești femeia elastică! Nu! Nu femeia elastică! Să vă fie clar! Da! Scalțone e pus la păstrare de mine, da? Da, doamne! Nu mai ai nicio putere! Dacă îndrăznește vreunul să-l salveze pe scalțone, vă îmbrac în ciment! S-a înțeles? Da, nene, asta, tanti! Da, domnule, da, domnule! Este pielea voastră, dracu! Dă-o eu jos, militaria, din pod! Vreau să ne liberăm ca să ne apunem rău cu baba! Să intrăm în război! Eu plătesc eu! Ce? Cum? Ce? Hai, ridică asta și ia-ți tu pe intrarea. De ce nu mai eu? Să mă cocoșez? Eu cu logistica și tu ești cu cârca, hai! Da, mereu. Că ce, tu ai școala mea? Nu, am mai multe. Și crezi că o să ne mai ataci în seara asta? Bă, ne atacă, nu ne atacă, eu trebuie să-mi iau toate măsurile de siguranță. Ca să nu mai ne ia în surprindere. Că eu sunt dita mai organul, eu nu permit la nimeni să-mi știrbească autoritatea, să-mi dea dracu demnitatea în mod abuziv. Ce, a fost doar de mine, a? Normal, tanti. Păi, atunci să mă duc sus și să-ți pregătesc ceva. Ca premiu. Tot cu șuncă? A, nu, numai cu șuncă și cu fripturică, ca să compensăm lipsurile de mai devreme. Peste! Mă întorc imediat. Soprano, eu sunt. Vezi că sunt imbecil vil? Deci ziceai că nu ești femeia elastică, a? Păi atunci să te ajut eu să devii! Deci, când începem? În 30 de secunde. Pupăză, nu face pe prostul. Când începem sexul? Când îmi înregistrez partidul. Intrați în 3, 2, 1! Bună seara, dragi prieteni! Vă anunțam marele cutremur de pe scena politică românească și anume înființarea partidului meu. Adică al vostru. Ei bine, azi vă anunț cu bucurie că nu l-am înregistrat. Da. Și spun cu bucurie pentru că deja acest partid a băgat spaima în adversarii mei politici. S-au speriat așa de rău încât mi-au respins dosarul. Bănuiți cu e mâna, nu? Pupăză, dar primarul nu are cum să blocheze, nu-i nu așa? Nu personal, dar o poate face prin nevastă sa, prefecta. Pupăză, a sunat prefecta. Vrea drept la replică. Bună seara, doamnelor și domnilor! Tot ce spune justițiarul neamului e o minciună sfruntată. Nici măcar nu a depus cererea de înființare. Dacă să vedeți că eu și soțul meu nu avem niciun amestec în povestea asta, îl invit mâine pe domnul Pinocchio Show la prefectură. Și dacă are lista membrilor fondatori și actele sediului, promit că îi voi apropa dosarul în fața presei. Vă mulțumesc, doamna prefect. Adică eu vă mulțumesc în numele telespectatorilor. Au schimbat tactica perfizii. Vor să pară că mă ajută ca să le fiu ulterior recunoscător.
încearcă să mă manipuleze de la început, dar eu sunt demn și nu mă las corupt. Și de-aia voi înscrie partidul când vreau eu. Publicitate! Pupăză, mi se pare mie, sau tu faci special ca să nu... Treaba ta, dar s-ar putea să-mi pierd răbdarea și să-i dau ăsta lui Van Damme, ca să-l arate ziariștilor! Da, de lângă cea! Ia-l! Ah, m-am și lovit! Dacă nu... Iar poți să devii femeia elastică! Zi! Mai încerci să evadezi? Nu! Zi! Mai încerci? Nu, jur! Juri? Bine! Mersi frumos! Stai liniștit, că n-am terminat! Mai am ceva să-ți alungesc, numai că chestia asta intră la capitolul plăceri! Pentru amândoi! Mă duc sus să-mi aduc un dispozitiv special! Du-te, du-te! Asta pe bună mă transformă în femeie! Hai că vedem noi cu cine pe care i-a pus surprindere de data asta, na? Unde pleci? Nu mă lăsa aici! Nu mă lăsa aici! Stai mereu că te găsește, dragi, că pe acoalea nu mai este nimeni! Mă duc să-mi fac o surpriză! Pa unde? Pa unde? Pa unde nu te aștepți, mă? Nu mă lăsa! Chiar lăsa! Ce prop sunt! Au ieșit, tără! Nu! Nu? M-am nenorocit! Vă sparg să moară calul! Hai, dracu-te-mă! Păi ce credeați, mă, mafioților? Că eu nu știu, a beneficiat de elementul surpriză? Știu? Așa! Și acum să-și adeți acoalea până viu eu cu duba! La macerat să-și adeți! Hai, dracu, să fiți! Așa! Tante, păi nu v-a surprins Chiorete? Unde să mă surprindă? În bici, că l-are pe problemă, că acolo s-a dus. Vai, păcatele mele! A aflat de șcălțune! Vine! Uite-s-o! Bă, nu care cumva să intri în beci până nu vii cu duba? Și apropo, de ce n-ai chema, bă, echipajul de poliție când ai văzut că... Păi... Tă frică! Că mă meniți! La coala? Te spun să moară calul! Da! 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 Yes! 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 Praf! Praf! Te-am făcut! Da! Mă! Ce nu mi-ai zis, mă, nenorocitule, că e Irca? De ce? Că a crezut că e un mafiot? Ce mafiot? Ce mafiot din casă? Bă, în care cumva să te împingă cu coarne să-i spui că eu am pornit-o? Că te bala nu te spăra pe mine pentru complicitate! Da, și tu să uiți ce-ai văzut în beci și să nu mai chemi Duda, ăsta Duba! Bine! Da, să te duci să scoți problema de acolo, să scap de ea, că parcă văd că intri pentru favorizarea infractorului. Tanti! Trebuie să te informez că întrucât nu m-ai ajutat cu semnăturile, sunt nevoit, dar ce zic eu nevoit, chiar obligat, chiar forțat să le obțin, acceptând soluția imorală. Intri în partidul Felix? Nu, dragă, intru în... Mă rog, ce importanță are în cine intru? Ideea e că mă sacrific pentru țară. Deci implicit și pentru tine. Așadar o să-mi puși doi iepuri dintr-o dată. Auzi? Nu poți să-mi puși trei? Să-l scap și pe mârlanul de iepurele ăla idiot care îl bântuie. Mai, care mișcă așa? Care mișcă așa? Cine mă? Uai!
De ce m-ai palit, nemernicule? Cine? Eu nu te-am palit, tanti. Ce crezi că sunt ucigaș? Dar cine m-a palit, a? Chiorete, că i-am auzit plisco. Nu, nu Chiorete. Cum nu Chiorete? De ce mă minge în față? Că n-a fost altcineva, pacile. Tati, te-a pălit calțoane, să știi. Că a vrut să evadeze Dâmbești ca să nu-l mai chinui. Dar să știi că eu m-am opus erotic, ăsta, eroic. Bravo, mă, mușchiurasule, bravo. Foarte bine, atunci o să mă opun și eu erotic când o trebuie să te premiez. Dar mai târziu. Mai întâi mă duc să rezolv treaba cu măgarul meu Dâmbești. Că familia are prioritate. Și era pielea ta fristă de italian. Măgarule, bine. Ia furie și ăsta, fii, ce crezi că scap de mine? Dar zici că de mine și la moarte nu... Păcatele mele! Vai, doamne! Pastilatule! Da, tanti! Ce-ai făcut, mă, nefericitule, l-ai omorât? Eu? Nici nu l-am atins! Doar l-am amenințat un pic! Cum l-ai amenințat? Dă-o mână să-l scoatem de aici! Hai că dai trazafiare, hai! Hai, frage și dă fiara mea, hai! Hai odată, haide! Aleo! Mai, scoțule! Iubicescu! E praf! Ce l-a omorât, mă, ce l-a omorât? Cum l-ai omorât? Chiorete! Nu, Chiorete, nu! Cum nu, Chiorete, mă, cum nu, Chiorete? Păi ăla, nu, tu, nu, ce vrei să insinuiești? Că l-am omorât eu? Mă, când eram leșinata? Ok, Chiorete l-a omorât. Ok? Dacă am stabilit, atunci hai de grabă la poliție, să nu ne arunce crima în cărcă! Hai! Ieși! Așadar, primii înscriși în partid vor avea parte de o experiență unică. Le voi demonstra că eu, justițiarul neamului, nu am și nu voi avea niciodată nimic de ascuns alegătorilor. Deci, nu ezitați să veniți în număr cât mai mare, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Ai semnat, vă rog frumos. Perfect. Delectare plăcută. Dar nu mai pot! Ba să poți, că abia s-au scris 40 de membri și până la 25.000 mai e... Vă ajut șeful? Nu e nevoie! Ți-ai bătut joc de noi! Ioi, șefu! Ăștia mi-a zis că ți-l-ai un cadavru pătrân și trebuie să-i pedepsești. Adică nu, pătantișoră, nici într-un caz că n-are nicio vină, iese din discuție. Pă măcarul ăsta trebuie să-l pedepsești. Pă ăsta, că e casa lui, el răspunde. Dar de ce să-l pedepsești numai pe ăsta, micu? Pedepsiți-mă și pe mine mult și rău. Că dacă mi-a dispărut soțierul, sunt chiar ești disponibilă. Nu putem, tanti, nu putem, că e casa lui, el răspunde. A zis bine, Chiorete. Băi, treci la secție, băi, mincinos ordinar ce ești tu. De ce așa, bă? Chiorete, tântișor, să știi că el te-a lovit. Știau-o, deci am bănuit bine. Păi situația asta se schimbă, Calimera. O să te pedepsesc eu pe tine. Mult și rău. Șefu, arestați-vă vreau și pe mine, că eu l-am omorât pe scalfon. N-avem cadavru, n-avem dovadă, deci nu se poate. Continuă, stântișor. Mersi, treci, Oh, ascundeți-mă! Ce vorbești? Ce vorbește baba? Ai văzut că n-am fost botul la capcană și vrei să ne faci probleme personal, nu? Du-le înapoi în beciul babei. Gata, nu! Hai!
ce să ciocă, închide-mă ușa că mă trage curentul. Pe cauza lui Gogoșaru. Să ciocănesc la ninosul ăla acolo, că iar îi face casă iepurile lui din capul lui ăla sec. Da, da, încă n-a venit. Dar de ce ați venit aici? Au! Pentru că dincolo iar o să ciocăne slăninosul ăla. Că se apucă să-i facă căsuță iepurile lui din capul lui ăla sec. Ei, cum se apucă? El se plătrâie și tot îi face căsuța. Că continuă. A, că-i face. Dacă vrei să știi, noi știm textul, dar ne place să-ți dăm cu perna în cap. Dar de ce ați venit aici? Pentru că dincolo o să... Dincolo... Dincolea! Și ți-am zis că ne știm textul, da? Bă, ți-am zis că știm textul? Acum fii atent, au fost... Să șurubează chelul, mâncați. Eu nici nu... Hai, pop de pune! Mai bine dorm dincolo, bă! Dorm dincolo!